ceva... Ai renunțat la fotbal de tot? Am renunțat la fotbal de tot. S-a plăcut și altceva? Ai avut și alte opțiuni? Adică ai mai jucat și altceva? Sau fotbal? Nu, am făcut la liceu, deși este de felul gestor, am făcut atletism la Câmpul Lung. Am făcut ceva atletism acolo și nu de performanță. Și în rest am făcut pentru mine aproape orice sport. Și acum. Și acum mai faci? Și acum, da. Fac. Stai da. Un pic. Cum și acum mai faci? Tenis de câmp, alerg, facem la fotbal. Da. Bun. Da. Volei. S-a terminat cu fotbalul. Da. Ai dat la facultate? Am dat la facultate și am luat. Am intrat la... erau 25 de locuri. Am luat la fără frecvență atunci și m-am transferat la zi. Pentru că m-a luat în armată. Dar dacă stăteai o perioadă, iartă-mă, dacă stăteai o perioadă mai îndelungată, nu puteai după aia să te reapuci de fotbal? Adică ba da, dar probabil... N-ai mai vrut. N-am mai vrut. Am simțit că trebuie să mă apuc de altceva, că a trecut, vedeam ce se întâmplă cu sportul de performanță și am zis că pauza care am făcut-o de un an și ceva nu mi este de așa. Și gata. Și am renunțat la fotbal și atunci m-am apucat de antrenorat. Și de antrenorat... Mi-aduc aminte că a fost o situație foarte veselă. M-au repartizat la liceul la care sunt și acum, la Mircea Eliade. Deci tu dintotdeauna ai fost aici? Dintotdeauna am prins ultimul an cu repartiție guvernamentală, adică terminai facultatea, te băga într-o sală și în funcție de medie îți luai locul respectiv. Am înțeles. Nu am avut medie să prind Bucureștiul, mai aveam pe cineva ca medie înaintea mea. A intrat în secta Lumun, ăla nu s-a prezentat la... Ce-a făcut? A intrat într-o sectă, da. Și cel care trebuia să ia locul din București nu s-a prezentat. A intrat în secta aia, da. Eu am luat locul și am rămas în București. Îi mulțumesc și zădeați că nu s-a prezentat la... Dar următorul, cine, mi-aduc aminte... Nu știe cine era. Ba da, știu că era un coleg de-al meu. Era un coleg de facultate, te băga. Și atunci noi știam jocurile, că vorbeam între noi. Unde ții, unde ții. Următorul, nu știu, cred că l-aveam prin Slatina. Argeșul nu avea niciun post scos. Oltenița, nu mai știu ce post aveam atunci. Îl lansai și pe, așa pe Luțu, la Slatina. Da. Raț, pe Luțu. Da. Și așa am prins postul de la Mircea Eliade. Deci la tine acolo pe Wikipedia, știi cum scrie la fotbaliști? E doar un singur rânduleț cu un rânduleț, da, atât. Da, foarte, foarte scurt. 1992. Da. Deci tu ai început pe vremea Ceaușescu și ai prins democrația, da. Dar cu ultima repartiție. Adică cu ultima aia... repartiție, da. Da. Bun. Ultima repartiție. Și ai început la Eliade. Și am început la Eliade. Era semănătoarea atunci sau era Eliade? Era semănătoarea. Semănătoarea. Era semănătoarea și m-am dus așa timid în cancelarie. Era un profesor, Vâlcu se numea, destul de în vârstă, care era antrenor la Unirea Tricolor. La Unirea Tricolor? La Unirea Tricolor, o echipă în Ferentari, în capătul, la capătul mașinii 117. Și avea o echipă de băieți și era și antrenorul echipei naționale de fotbal feminin. El era inginer la bază. În 92 asta. În 92. Și mi-a zis, domn profesor, te rog, plec cu lotul național și te rog să te duci să-mi ții și mie 2 săptămâni de antrenamente la Unirea Tricolor. Și nu știam să fac, nu făcusem niciun fel de antrenament, nu știam, am zis, mi-era frică, mi-era teamă să merg acolo și zic, nu știu dacă fac față, dar nu pot să vă las așa, trebuie să merg să fac antrenamente cu copiii aia. Am mers 2 săptămâni, am făcut ce am știut eu. Cumva copiii s-au îndrăgostit de mine. Copiii, dacă nu că eram probabil mai și, nu, așa. Și mai apropiat ca vârstă. Și mai apropiat ca vârstă, nu știu dacă am făcut bine sau am făcut rău antrenamentele, habar nu am. Ce, așa, știu că le-a plăcut. Știu că le-a plăcut. Și după 2 săptămâni, când s-a întors acolo, n-au vrut să-l mai primească la antrenament. Și a venit și mi-a zis: Tomiță, te rog, du-te că uite, am vorbit și nu vor să mai vină. Și cum să fac așa ceva unui om care m-a trimis acolo? Și am zis, nici nu vroiam postul ăla, deci nici nu era. Și așa am rămas la Unirea Tricolor, acolo mi-am început activitatea de antrenorat, am rămas câțiva ani de zile. Unirea Tricolor am făcut... de Dinamo, care imediat după Revoluție nu mai avea voie să numească Dinamo și era Unirea Tricolor. Nu, s-a desființat. Nu, nu are legătură. Nu are legătură, a rămas cineva, cred că a continuat așa ceva, nu știu. Tricolor aia... Avea secție de tenis de masă și de fotbal. Era la capătul mașinii 117 în Ferentar, un teren destul de mare.
Și s-a desfințat. Și te-ai dus cu fluier, cu îmbrăcat? Și m-am dus frumos îmbrăcat acolo. Știu că m-am atașat foarte repede de toți din zona aia de acolo. M-au ajutat foarte mult să urc ca antrenor, că mă întrebau, domn profesor, cu cine avem meci mâine? Cu Dinamo, cu Steaua, nu știu care. Se urcau pe gard, dădeau cu bolovani în arbitri, în jucători, câștigam meciul, nu putea să câștige nimeni acolo. și zice, cum? Zice, nu e treaba dumneavoastră, că nu e așa. Ăia jucau cu teamă, noi câștigam meciul. Bună asta. Da. Bună asta. Da, da, și da. Cât ai stat acolo? Echipă? Cred că am stat vreo 45 ani. Atât de mult? Da, da, și în paralel. Dar semănătoarea, da. Bă, Mircea Eliade era liceu cu profil sportiv în momentul ăla? Aveau, cum ai ajuns? Aveau, nu. Aveau sportivi integrați în celelalte clase. Am înțeles. Aveau sportivi integrați în celelalte dar clase. Dar nu era cu profil sportiv. Dar nu era cu profil sportiv, nu. Am înțeles. Și băgau și tot așa de la Steaua, tot felul, fotbal, rugby, nu știu ce mai băgau atunci. Și erai paralel și profesor și la eram liceu? Și profesor, da. Și te duceai păi și nu puteam să trăiesc dintr-un salariu. Deci de atunci am început să trăiesc. Deci nu puteam. Deci asta, salariul de profesor nu-i de ieri, de azi, că nu se poate trăi din el. Era din antichitate. Din antichitate. Da. Corect. Bun, și după aia, cum s-a transformat liceul în... Deci tu ai 30 de ani la liceu? Din 92, da. Mică, la anul venim cu tortul. Da, da, de atunci. Ce să mai... Și pot să spun că cred că marele noroc al acestui liceu, de l-am transformat în liceu sportiv, pentru că a fost o vreme în care unii profesori au vrut, unii n-au vrut. Da, clar. Cum să desființăm, că aveam clase industriale, da. Aveam clase de matematică, zic, măi, nu putem să facem altceva, că avem pe laser cu matematică, pe Sava, pe alte ceva, nu putem să facem noi matematică, ce putem, hai să facem sport. Unii au vrut, unii nu. Au fost ceva mișcări o anumită perioadă și norocul nostru a fost că actuala directoare, care este foarte veche, deși este Alexandru Gina, deși este profesor de chimie, a înțeles perfect viitorul acestui liceu și a înțeles pe toți care fac sport. Deși doamna n-a făcut niciodată sport. Nu i-a plăcut niciodată sportul. Profesor de chimie care a înțeles perfect că așa putem să înaintăm cu liceu, să fim un liceu de renume în București pe alt domeniu. Corect. Îți dai seama că e foarte greu de crezut asta? Adică este foarte greu de crezut. De este profesor de chimie fără să facă sport niciodată. Și a înțeles că ăsta A înțeles că ăsta este mersul și ne-a înțeles pe noi. Și acum ne înțelege. Altfel nu poți. Niciodată n-au existat tensiuni între noi, da, adică între cei care fac sport. Că nu vin elevii la ore, că nu vrea elevii, învață, că n-au timp din cauza da, am încercat să înțelegem toată lumea, da, cu toată lumea ce, unde se face sport. Și așa am pornit la drum. Eu am fost unul din cei care am pus, să zic așa, punctul pe ei, că trebuie să-l transformăm în liceu de sport. Și nu s-a uitat și mai urât. Și, ba da, am avut uitat, de la ceilalți profesori, am avut așa, după care pot să spun că toată lumea ne mulțumește acum. Că suntem unul din liceele unde clasele se formează. De exemplu, la fotbal am avut anul trecut vreo 4 pe loc, ca la medicină. Și atunci sunt licee unde sunt sub numărul de copii din clasă. Și la toate sporturile. Liceu cu program de sport, nu. Este singurul liceu cu program de sport. În schimb, s-au format la mai multe licee clase cu program de sport. Da, cum erați? Cum eram noi înainte. Da, clase. Dar liceul are și 1-8, adică este începând cu clasa 5-a. Clasa 5-a. Deci clasa 5-a. Cursul primar. Nu. Cursul primar. Intră a 5-a și poți să stai până între a 12-a. Până clasa 12-a, da. Am înțeles. Da. Stai, nu închide! Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!